crucea a fost creată să înspăimânte lumea. A fost creată pentru umilință. A fost menită să dureze zile. A fost menită pentru asfixiere lentă. A fost menită să prelungească tortura. A fost fala soldaților romani. A fost creată să-i folosească lui Cezar, dar în schimb i-a folosit lui Dumnezeu. A fost menită să oprească o revoltă, dar în schimb a devenit calea. A fost menită să lucreze frica, dar în schimb a trezit credința. A fost menită să fie rea și violentă, dar în schimb a devenit pacea noastră. A fost menită să smulgă speranța, dar în schimb a devenit sămânța. A fost menită să pedepsească captivii, dar în schimb a dezlănțuit libertatea. A fost menită să întărească Roma, dar în schimb a clădit împărăția lui Dumnezeu. A fost menită să-L reducă la tăcere pe Iisus, dar în schimb a pus la cale împărăția Lui. A fost menită să-L batjocorească, dar în schimb a devenit gloria Lui. A fost menită să șteargă un capitol, dar în schimb a devenit istoria lumii. A fost menită să oprească condamnații, dar în schimb a înălțat un rege. A fost menită să ne reducă la tăcere, dar în schimb este motivul pentru care cântăm. A fost menită să fie o judecată, dar în schimb a devenit iertarea noastră. Este motivul pentru care cerul cântă. Mielul, vrednic este mielul. A fost menită să ucidă dușmanii, dar în schimb a devenit drapelul dragostei lui Dumnezeu. A fost creată să fie îngrozitoare, bătând în cuie mâini și picioare pe lemn. A fost menită să fie folosită pentru rău, dar în schimb a fost folosită în scopul binelui. A fost menită să fie un simbol al morții lui Iisus, dar în schimb a devenit simbolul învierii lui Iisus. Vino la cruce, în schimbul păcatului și a murdăriei, ești menit să fii spălat. În loc să fii uitat, ești menit să știi că ești cunoscut. Decât să fii rușinat, îți poți lăsa în urmă vinovăția. În loc să te simți gol, tu ai fost menit să fii umplut. În loc să fii distrus, tu ești menit să fii făcut un întreg. Ascultă, Calvarul te cheamă, îți face semn să-L primești. Vino la cruce. În loc să fii un accident sau o greșeală, ai un scop și un plan. În loc să fii abandonat, tu ai fost ales de mâna Lui. Pentru toți cei care au spus nu pot, Dumnezeu a spus eu pot. Nu contează ce ai făcut, invitația rămâne. Vino la cruce. În loc să fii îndoielnic și nehotărât, ești menit să-ți cunoști Tatăl. Ești menit să fii fiul Său și ești menită să fii fiica Lui. Ai fost prețuit și iubit de la început. Ai fost mereu în planul Lui. În loc să fii o victimă, ești menit să fii un învingător, să devii răscumpăratul sângelui lui Iisus. Salvarea a venit. În loc să fii mort, ești menit să trăiești. Crucea a fost menită să însemne moartea, dar în schimb este semnul vieții și al învierii. A fost menită să fie sfârșitul, dar în schimb
este începutul nostru.